Andreea Tonciu, fosta concurentă de la Survivor România, trece prin momente cumplite, chiar dacă astăzi împlinește 36 de ani. Invitată în emisiunea La Măruță, aceasta a povestit cu lacrimi în ochi că părinții se divorțează din cauza adulterului comis de tatăl său. Bărbatul și-a înșelat soția cu femeia care le făcea curățenie în casă. Cât am stat la Survivor, femeia asta mi-a furat bani și l-a dominat pe tatăl meu ca să aibă relații intime cu ea. Părinții mei au depus actele de divorț, sunt foarte tristă și de aceea am păstrat tăcere atât de mult timp. Sunt o fată foarte bună și am avut o doamnă pe care am primit-o să facă curățenie. Această doamnă l-a determinat pe tatăl meu să-mi destrame familia. Toată lumea să se ferească de această persoană. Asta s-a întâmplat în luna martie. A făcut numai porcării în casa mea și în casa mamei mele. Au relații intime cu tatăl meu, au dispărut niște bani din contul comun al părinților. Într-o anumită zi, fiind în casă și mama și tata, tata a sunat-o pe această doamnă, iar mama a auzit conversația, a povestit Andreea Tonciu. Vedeta a mai dezvăluit că menajera are 34 de ani și că este căsătorită. De altfel, femeia a recunoscut că a întreținut relații intime cu tatăl Andrei Tonciu. Menajera este mai mică decât mine, are 34 de ani. Aveam cea mai mare încredere în ea. Tatăl meu este în casă cu noi, nu este cu ea. Am vorbit cu ea, este căsătorită și are 2 copii. Mi-a recunoscut tot și mi-a spus să nu îmi spun soțului. I-am zis să blocheze numărul tatălui meu și n-a făcut-o, așa că l-am sunat pe soțul ei și i-am spus. Dumnezeu este sus și o să pedepsească pentru ceea ce a făcut. Mi-a fost milă de ea și am considerat-o ca pe o soră, i-am dat hainele mele. Venea să facă curățenie la mine și la mama și a făcut numai prostii și apoi venea cu tupeu să stea la masă cu mine și mama mea, în timp ce avea relații cu tatăl meu, a mai mărturisit Andreea Tonciu.